scandal imens cu Tudorel Toader în prim plan, acuzații grave la adresa ministrului din cauza sumelor care vor ajunge în buzunarele pu subliniere ceria sublinierelor video. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se află în centrul unui nou scandal imens. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor lansează acuzații grave la adresa titularului de la Justiție. Totul vine în urma declarațiilor acestuia cu privire la sumele de bani care ar urma să ajungă în buzunarul pus subliniere ceria sublinierelor. Periodic ne aflam în neplăcuta situație de a corecta încercările de dezinformare ale ministrului Justiției, care, mai nou, încearcă să ne convingă că adesea a avansat sume de bani pentru despăgubiri n-a făcut-o. Probabil, ca înțeles dimensiunea dezastrului, această inițiativă va costa între 370 și 550 de milioane de euro. Mai jos câteva explicații și proba video. Niciuna, niciun oficial nu a avansat vreo sumă de bani pentru posibile despăgubiri ale fostilor deținuti, în sensul hotărârii pilot CEDO, referitoare la condițiile necorespunzătoare din penitenciare. Au fost însă oferite exemple similare din alte state, Ungaria, Italia. Tudorel Toader. Adevăr, nu o să propunem un euro sau doi pe zi, pentru că ar însemna în realitate că nu e despăgubire, asa. 5 euro, 8 euro putem pune și noi, undeva. Undeva în zona aceasta. Noi de la Ministerul Justiției vom propune, Tudorel Toader. Se anunță într-un comunicat de presă al Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor remis tiri pe surse.ro.